De ani de zile la supermarketuri, pe la Dedeman, pe la Hornbach suntem inundați de această plantă. Haideți să vorbim, să vedem ce este și cum se îngrijește. Vă salut dragilor și mă bucur să vă revăd. Zilele acestea am fost pe la Dedeman și pe la mai toate magazinele noastre de bricolaj de prin, de prin zonă și bineînțeles că suntem inundați de această plantă. Această plantă, bineînțeles că este o lavandă și foarte multă lume o cumpără, foarte multă lume este înnebunită cu ea, arată foarte bine și mie mi-o place foarte mult. Singura problemă este că nu mai vedem în al doilea an la oameni în grădină. Haideți să vă spun de ce. În primul și primul rând această lavandă nu rezistă mai jos de minus 5 grade. Această lavandă se numește o lavandă spaniolă sau stoecas, așa îi spunem noi, spaniolă, din cauza că locul ei în care crește și este perenă, este mai în sud, în zona Spaniei. La noi în țară, ea nu rezistă la mai jos de minus 5 grade. Și știu că foarte multă lume o cumpără și este foarte frumoasă și o bagă în pământ și mie mi-o place foarte mult, doar că ea nu rezistă mai jos de minus 5 grade. Deci dacă aveți temperaturi mai jos de minus 5 grade, nu vă recomand să o cumpărați. Dar dacă totuși vă hotărâți să vă ambiționați, așa cum fac eu, așa cum am făcut ani de zile, am avut o plantă o lavandă Stoecas. Cred că vreo 5 ani de zile am avut-o într-un ghiveci foarte mare. Sper să reușesc să găsesc una din pozele pe care le-am și să o postez. Am florit spectaculos în al doilea an și în al treilea an. Diferența este că eu această lavandă o puneam iarna într-un hol retras unde nu scădea mai jos de minus 5 grade și chiar dacă aveam temperaturi negative eu o acopeream cu agril. Ei, anul acesta vreau să mă ambiționez un pic să văd dacă reușesc noi suntem în zona Banatului și totuși temperaturile la noi nu sunt atât de scăzute, dar am avut și minus 10 și minus 15 grade, dar anul acesta vreau să o bag în pământ. Și în jurul ei vreau să o acopăr cu mult și să o acopăr cu agril. Și vreau să văd dacă chiar și așa îmi moare sau nu. Și atunci, bineînțeles că e ca și un experiment să vedem exact dacă se merită sau nu să o cumpărăm sau dacă se merită sau nu să ne bucurăm de ea măcar un an de zile. Ok, ca și diferență între aceasta și lavanda normală este în primul rând înfloritura. După cum vedeți, florile ei sunt acestea. Da? E ca și, eu le numesc ca și un bondar cu câteva petale. Sunt foarte simpatice, sunt foarte frumoase, atrag foarte multe, foarte multe albine, foarte mulți polinizatori. E, asta este, așa se prezintă inflorescența ei și înflorește o singură dată. Poate uneori înflorește și a doua oară, dar foarte puțin, a doua oară înflorește pe aici, pe acolo, câte două, trei. Ei spun, bineînțeles că de fiecare dată noi când vedem informații despre această lavandă, noi primim informațiile despre cei care cresc lavanda aceasta în zona unde ea trăiește an de an. Și acolo spune că după ce o tundem, bineînțeles, ea va mai înflori o dată. Nu este cazul la noi în țară, nu este cazul. După ce o tăiem, evident că se comportă exact ca și o lavandă. După această înfloritură o să vedeți la un moment dat că aceste spice frumoase se vor usca și vor arăta brune, gri, brun, vor arăta urât. Îi luați, îi faceți o freză exact cum fac eu în clipurile de la, de la Lavanda Angustifolia. Și atunci ce se întâmplă? Ea va crește mai mare. O tundem, tot perfect rotund, ea va crește mai mare. Eu uh, am avut la ea cam circunferința la vreo 60 de centimetri în anul 4 sau 5, cât am păstrat-o în acel ghiveci. Este un, era într-un ghiveci foarte mare, v-am spus, care îl acopeream pe timp de iarnă și îl retrăgeam într-o zonă unde nu scădea sub minus 5 grade. Da, deci după ce, se, după ce se trec aceste flori, o luați, o tundeți, ea se va dezvolta, se va face și mai mare, se va face și mai frumoasă, dar înfloritura ei va fi pe aici, pe acolo, nu va fi cine știe ce frumusețe. Ea, într-adevăr, arată spectaculos acum când înflorește și ea este prima dintre lavande care înflorește. Îi place să înflorească într-o perioadă un pic mai răcoroasă, nu când este foarte fierbinte, cum este lavanda angustifolia, cea pe care o avem noi cultivată prin grădinile noastre sau eu la, la cultura mea. Ca și dăunători, vă spun sincer, nu are alți dăunători alții decât o lavandă normală. Din potrivă, din potrivă această lavandă stoecas mai degrabă rezistă mai bine la umiditate și la umezeală, decât cealaltă lavandă, decât lavanda angustifolia sau decât hibridul X intermedia. Ca și, ca și mărime, el se face, această plantă se face foarte mare. Eu am citit câteva lucruri despre ea în zonele unde se crește și ea este considerată specie invazivă. Dacă vă vine să credeți, această plantă pe care noi o cumpărăm și care a costat 20 de lei, această plantă, în anumite locuri de pe acest pământ, este considerată invazivă. Ea arată foarte frumos, e foarte fină, dar trebuie să o ține sub control. Neapărat trebuie să o tundeți, fiindcă altfel, ea, uh, obiceiul ei de a fi și mai lăbărțată decât lavanda angustifolia este mai mare. Adică, trebuie să o tăiați, trebuie să-i dați forma aceea. Ca și sol, ca și substrat, nu are o problemă, e întotdeauna. Substratul îl folosesc aproape la toate plantele mele, nu numai la lavandă, un substrat cu drenaj bun, cu nisip sau cu perlit, turbă și compost. Udarea ei inevitabil, dacă o păstrați în ghiveci, vara va trebui să o dați aproape zilnic. Aproape zilnic vă va fi foarte greu să nu o dați zilnic. De ce? Fiindcă apa din ghiveci se va evapora foarte repede. Dar cât puteți de bine încercați să o udați cât se poate de rar, fiindcă el s-ar putea să aibă aceeași probleme cu umiditatea și aici intervin bolile care s-ar putea să apară și la ea și la orice altă lavandă, mucegai la rădăcini care duce la moartea plantei. Soare. Toată lumea spune soare toată ziua la lavandă, soare, soare, soare cât se poate de soare. Da, soare, într adevăr, exact cum v-am spus, dacă planta este în pământ rădăcinile ei sunt în pământ, unde este răcoare și bine, dar în ghiveci, dacă puteți, jumate de zi soare, jumate de zi umbră, n-aș putea să zic umbră, să nu bată soarele direct pe ea, dar are nevoie într-adevăr de soare, dacă puteți să-i dați soarele de dimineață, este și mai bine undeva, poate în fața casei, unde vă bate soarele de dimineață, arată foarte bine. Bun, creștere, soare, dăunători, altceva, nu am ce să vă mai spun despre ea. Decât să vă bucurați de ea, este o plătuță foarte frumoasă, mie mi place foarte mult și anul acesta v-am spus o să o pun direct în pământ și dacă cumva reușesc să o fac să treacă iarna, o să fac un clip cu ea și uh, o, să vă, o să vă arăt. Dar da, în momentul acesta, în toate supermarketurile noastre, e plin de această lavandă. Dacă sunteți obișnuiți să le cumpărați în fiecare an, nu e nicio problemă, cumpărați-o. Nu vă supărați dacă nu vă trece în al doilea an, din cauza că ea nu rezistă climei noastre din România. Ok? Dacă aveți întrebări despre ea, dacă ați reușit voi să o creșteți prin România, pe undeva direct în pământ, dați-ne niște sfaturi acolo în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și la acest clip și până data viitoare să rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși. Ciao, ciao!